Salutare, dragi oameni buni, și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Cancan Exclusiv. Trebuie să recunosc că mă simt foarte, foarte happy astăzi pentru că am alături de mine un cuplu absolut indestructibil. Un cuplu de la care toată lumea are ce învăța. Ăia singur să-și dorească să-și găsească și ei perechea așa cum sunt Ana și Tudor și ceilalți să le ajute Dumnezeu să fie longevivi ca Ana și Tudor. Salutare, Ana și Tudor! Salutare! Bună, ce frumos ai descris! Da, 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 n-ar fi... Îmi place aici, mai venim, Tudor. Nu mi-ai fi zis vreodată așa. Ce? Cum a zis domnul? Am zis. Și nici nu mi-am pregătit cuvintele, deși eu mi-am dorit foarte mult să vă am la emisiune, mai ales după ce ați fost la Power Couple și acolo au fost reliefate foarte multe chestii, foarte multe substraturi, poate, ale relației voastre. O relație extrem, extrem de funcțională. Da. Așa credem și noi. Vezi că după emisiune așa ne-am gândit. Zic, bă, noi cred că așa funcționăm bine. Altfel, bă, pe 19 ani să... Mamă, sună cu... Cred că așa funcționăm bine. Noi, după ce am... Păi, asta ziceam după emisiune. Păi da, știam că funcționăm bine, că de-aia am ajuns acolo, la emisiune. Da, logic. Dar după emisiune, amândoi am avut niște revelații. Adică, bă, da, ok, știam că funcționăm bine, dar nu atât de bine. Adică am descoperit niște lucruri despre noi. Care și împreună sunt alea? Și separat. Tehnic. Cățipă. Bine, că țip, stai puțin, știai. Că mă enervez, știai. Nu știai și nu știam nicio că atât de tare mă pot enerva. Asta voiam să zic. Nivelul acolo era... Da, mă rog, n-am fost pusă niciodată într-o situație din asta de stres maxim, de foarte multe lucruri acumulate într-un timp foarte, foarte scurt. Uh-huh. Și la cea mai mică scânteie, atunci presiunea fiind foarte mare, efectiv n-am mai gândit-o. Știți despre ce mă refer, despre acea ieșire destul de urâtă. Mă uitam la televizor la mine și acasă și mă... Asta sunt eu? Așa de nervoasă am fost? Nu, efectiv nu mi-am minteam, pur și simplu. Și Tudor, la fel de zen, mie mi s-a părut că el a avut o atitudine foarte liniară. Așa a fost ca o electrocardiogramă a unui om aproape de moarte. Adică... Dar să știi că așa e și acasă. Așa e și acasă, când mă aprind foarte tare, se oprește, și invers. Când simt că se aprinde foarte tare, mă opresc, pentru că nu, clar nu ajungi nicăieri. Deci bine. Cumva asta ar fi una dintre lecții pentru oamenii care sunt cumva vulcanici amândoi într-un cuplu, să știe să-și drămuiască aceste ieșiri fiecare. Da. Mă rog, că ea și le drămuiește mai mult. Da, și tu nu te enervezi, eu nu te... Nu, stai puțin. Băi, nu, mă enerva la început și mă enervez și acum. Da, acum cât să te enervezi? Deja știi. El în timp a devenit puțin mai relaxat. Mm-hmm. Din păcate, relaxarea asta nu s-a prins și de mine deocamdată. Mm-hmm. Sunt super... Crezi că urmează? Pasionat. Să știi că, uite, odată cu vizionarea acelui episod, văzându-mă eu pe mine la televizor așa, în situația asta, de nervi, pentru că eu acasă nu mă văd, evident. Dar să ne înțelegem, nu reacționez așa când mă enervez, așa cum ați văzut. Nu, n-ai zice. Nu. Revenind. Eu îl cred pe Tudor. Mi-am dat seama că trebuie să fiu mai temperată, oricât de nervoasă aș fi, oricât de stresată aș fi, trebuie să stau puțin, să mă calmez și după aceea Eu acționez impulsiv. În momentul în care m-am enervat, atunci am acționat. Nu, trebuie să stai puțin, să gândești, să ții 2-3 minute și apoi să acționezi. Da, dar măcar nu i-ai zis că îl calci în picioare și îl omori. Nu, noi nu ne jignim. Și serios, acum vorbim, nu ne jignim nici acasă, niciodată. Noi am avut jurat o chestie pe care am păstrat-o de la început. Multe poate duce un om, sau multe putem duce noi într-o relație. Cred totuși că trebuie să existe barieră. Și cred, nu cred doar eu, credem amândoi. Bă, până unde poate să ducă? Noi, și atunci la noi n-au existat niciodată înjurături. Da, mă, ne enervăm și vorbim urât. Folosim cuvinte urâte ca 99% de oameni. Lasă-mi, Doamne, iartă-mă. Da. Lasă, tunete și fulgere, Ana. Irina Margareta Nistor, cum ar fi traduse de Doamne. Da. Exact. Dar niciodată nu ne-am înjurat de lovit. Nu se pune problema. Nu se pune problema. Exclus. Nu pot înțelege. În schimb, așa funcționăm noi. Ok. Asta era una dintre întrebări. Cum ați perceput voi experiența acolo, că a stat o lună plecați la emisiune și la filmări? Îmi imaginez că e o treabă destul de ciudată să știi că ești filmat
tot timpul, dar în aceeași măsură să nu știi când sunt pornite camerele, că nu știi ce să faci, nu știi cum să reacționezi, dar nu știi ce pornit, se va da. Unele erau pornite, oricum, da, evident, nu știi ce să dea nu, și nu știi ce se va da, nu știi cum se va tăia, da. Monta. Și asta cu camerele pornite, e adevărat, nu erau operatorii acolo tot timpul. Operatorii veneau când se întâmpla ceva sau... Când erau probele sau înainte dar, de probe. Sau dar era plin de camere, cum ne spuneau, domuri. Era plin de camere care se întorceau 360 și care ne auzeau și ne vedeau tot timpul. Dar noi știam chestia asta și era normal. Adică e o emisiune, e un reality. E un reality, da. Iar jos, 24 de ore din 24, jos, sub clădire, era regie, era mare regie. Și oamenii aia nu dormeau. 24 din 24 făceau cu schimbul și nu că nu dormeau. Ei erau atenți dacă unul la două noaptea s-a tâmpit, s-a trezit și a spus nu știu ce. Ei ne știau după timbrul vocal. Deci știau, acum vorbește... După săptămână știau, nu se mai uitau. Ne-au spus după aceea, zic, dar bă, nu știați cum să... Păi, bă, asta e Diana, urlă în somn. Băi, nu, dar să știi că acum am observat și eu, știam cu toți și știm cu toții că oamenii în domeniul ăsta lucrează mult ca să iasă ceva, vrei ceva bun, chiar trebuie să lucrezi mult și bine. Și știam și de oamenii care fac reality-uri că sunt super muncitori, dar e un halul ăsta... Da, oameni, nu există așa ceva. E foarte greu. Imaginează-ți cameramani care cad pe jos între bolovani și pietre și ei nu zic, filmând reality-ul, filmând în momentul ăla ceva ce se întâmplă. Bă, și când ei căzuți acolo pe jos, ei nu spun sunt ok, zic camera is ok. Mai întâi să arată camera și apoi vedem noi. Eu mă pasez cumva. Despre ce vorbim? Atunci când ai iPhone în rate, ci să spargă telefonul. Că... Nu, rău. Că eu așa am auzit, că bogații nu-și mai pun nimic pe telefon. Da, așa pe modelul, adică sărăcio, ce eu am două. Dacă mie mi s-a stricat, mai au două. Și folie, și husă, și folie. Exact, și da, 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 da. Bun, deci în afară de asta cu impulsivitatea, ce ați mai realizat la voi? Și poate că doriți să corectați sau poate că ați început deja acest proces în cursul difuzării. Vai, stai că lista e destul de lunguță, nu știu dacă avem timp. Noi acasă, până să intrăm în acest proiect, fără să realizăm, nu mai comunicăm așa cum este sănătos pentru o relație. Pentru că a intervenit copilul în viața noastră și l-am pus pe primul loc, cum fac majoritatea părinților. Și atunci totul se învârte în jurul Ilincăi. Ilinca pe primul loc, ce face Ilinca după aia și noi după ea. Și ne-am dat seama că e bine din când în când să-ți mai iei o mică pauză pentru cuplu, pentru tine, pentru bine, voi doi. Bine, mi-am dat seama mai din timp. Ia... Dar de ce n-ai verbalizat-o? Ai crezut că... Păi nu, că eu am zis, ea n-a înțeles. A verbalizat-o, da, a verbalizat-o, dar am crezut că... cum să zic, nu că n-are dreptate sau nu că nu mă interesa ce spunea. Am crezut că trebuie să mai crească puțin Ilinca, să fiu sigură că it's all good și apoi vom vedea ce vom face noi. Până să ajung la power couple, când mi-am dat seama, bă, dar ce dobitoacă, mă, bă, dar ce a fost în capul meu? Adică eu acasă uitasem niște lucruri pe care noi le trăiserăm cu mult înainte de venirea Ilincăi în viața noastră, din vacanțe, din tot felul de situații, pur și simplu erau erased din mine, din minte, știi? Și în casa power couple, cât așteptam și cât aveam timp să stăm și noi cu noi asta la probe, nu ne chestia. Mai vedeam. Noi am avut, iartă-mă, noi am avut acolo timp să stăm, noi n-am avut telefoane. Da, ăia cu copii, copii aveau telefon foarte puțin, că să spun, e bine copilul, atât. Și nu tot timpul, nu fiecare zi. Un minut, două. Maxim, nici măcar. Vorbea Ana cu maica sa, că Ilinca era pe nu știu unde. Nu. Hai că trebuie să închid, gata. Nu, aveam 5 minute telefonul ca să fiu sigură că totul este în regulă acasă, pentru că noi atunci când am plecat, Ilinca răcise și tocmai început să se facă febră. Fix când să plecăm noi. Asta mi-a trebuit. Am zis, Doamne, Doamne, ce fac acum? Ai plecat tensionată, evident, da, mă rog, ați da. Plecat. Doamne, eu acum, iertați-mă, eu acum văd, era părul de pisică pe tricoul meu acolo. Doamne, băi, semn că aveam niște plasme foarte bune. Adică... Le dau toate detaliile. Bine, băi, și iată, era ceva și nu putea fi plasma zgâriată. Fix ca în emisia Power Couple, că am și spus la un moment dat, țara arde, Tudorul meu se piapteană. Noi vorbeam despre lucruri interesante acum și poate emoționante și el le vede, da. No. Păi te vezi și a adus aminte de chestii din viața voastră de cuplu, da. Și anume pisica. Avem și o pisică. Părul de pisică.
da. Doar una? Adică... Da, deocamdată da, una, Doamne, ne limităm la una. Ca să ne oprim aici. Ok, am înțeles. Urmează și un cățel, urmează un cățel, dar în momentul în care o să avem și curte. Când o să stăm la, când o să se facă casa, atunci ne mutăm acolo așa și luăm și un cățel și mai vedem noi. Vulpe de astea, că ea vrea mai multe, broaște. Fodor are un Newfoundland, nu știu dacă l-ați văzut. Newfoundland, așa se numește. Câine? Da, e ceva, e cât un vițel. Adică e Băi, ceva mult de tot. Tu știi ce-mi doresc eu? Doamne, mastiv tibetan. Da, vezi că e cel mai scump câine din lume, adică a fost... Lasă că mergem acolo frumos, găsim unul la băieți. Găsim unul la băieți, da. Da, mă, că cei n-au băieților, da, exact. În Tibet. Ok, bun, da. Deci ăla o să fie. Așa, deci am descoperit-o pe asta că trebuie să ne reconectăm și să ne reîntoarcem la basic-urile cuplului. Da, și neapărat să ne facem timp pentru noi doi, așa, o zi, două zile, undeva la... Și apoi aveți, adică, rigoarea asta în plan, în fiecare da, zi, noi, poate, sau noi am început să mergem la sală. Stai mă puțin, nu mai zice în plan e. Băi, au, în plan am început, cum? Weekendul trecut n-am rămas singuri? Și acum două weekenduri n-am rămas singur? Până la o, când n-am rămas singur weekendul. Haide, Tudore, puneți, uite-te în calendar acolo. Ziua noastră! Ziua noastră este în fiecare săptămână. Băi, stai puțin că nu te cred. Weekendul trecut. Omul chiar a scos calendarul, bă. Păi n-am avut concert, mă, și de-aia după asta. Da, mă. Celălalt n-a fost, ba da, că am fost. Și weekendul ăsta care urmează mergem la ziua lui So, deci vom fi din nou mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Da, mă, la mulți ani So, la mulți ani So. Da. Un om să-i aduceți un tort pe care să-i scrie te crăpte omor. De asta se ocupă Diana, nu? Da, se ocupă Diana la tort. Bă, ce râs, emisiunea asta e incredibil. Da, am început să mergem la sală. Da, amândoi. Amândoi? Da, da, da. Eu n-am fost de o săptămână că am niște amețele așa de o săptămână. Am spus, am o bătrânire. Bine, el ba are amețeală, ba o tuse, ba jenează puțin într-o parte fiera, ba nu, poate m-a sunat, spatele. M-a, mi-a dat mesaj, de fapt, ieri sau alaltă. Zis, și mi-a zis, sper să nu știu că, e, că nu te simți, nu ești ok. Mi-a zis Sana că a fost la sala și dar sper totuși, bă, fii atent, sărac, a zis, sper să nu te, să nu te oprești, să nu te lași. Și zic, băi, mă, nu mă las de sală, că nu-mi doresc să bine, mă las de sală. Tudor, sala este ca, cum spune el, un medicament. El așa o vede. Păi da, pentru că mie nu-mi place sportul, nu-mi place sala. E ca algocalminul, știi, un medicament, dar e gust amar, da? Bă, da, te doare un deget, ai luat un medicament. Na, trebuie să arăți, să, nu să arăți ok că eu pentru vreo mușchi acolo. Mușchi cât să mă susțin pe picioare. Da, adică... și pentru sănătatea ta. Exact, și după aia la Bianca, mamă, kinetoterapie, doamne, că de hai că intrăm în alte alea. Dar nu ești gelos când se uită băieții la sală după... Da, păi nu e cu mine acolo, nu știe dacă... Gelos, băi, eu asta, fii atât, cu toți avem gelozii și eu probabil am avut gelozii bă, și probabil? Ana. Stai mă puțin, că voi am altceva să zic. E scorpion, dacă știi ceva despre scorpion. Mamă, lasă-mă puțin că îmi pierd ideea. Despre ce vorbeam? Uite, am uitat. Despre gelozie, că ai avut și tu, dar acum parcă te-ai lecuit cumva. Nu, mă, nu, că nu aici voiam să ajung. De zi tu până și aduce aminte așa, da, dacă poate e gelos. Poate a fost și el gelos, nu că poate, este gelos, mai mult acum la bătrânețe, nu știu ce la viață. Da, mai bine de unde acum la bătrânețe decât... Ca să de la sală, de la... A, de la da. Sală. Bă, dacă îmi dai o gagică mișto care arată mișto și vezi că arată mișto, de ce nu te bucuri mă de ea? Și atunci, dacă tu ca tu să te bucuri de ea, de ce nu o las să se bucure și ea de ea? Corect. Da, da. Eu am avut un exemplu odată lângă mine la o întâlnire cu un prieten și prietena lui. Foarte, foarte de mult s-a întâmplat, dar asta acolo erai am cu Bordea că... și Spike la masă? Nu. Nu. Nu, mult mai de mult. De atât. Nu dați cu pietre, nu. Bă, și la, mi-a sunat mie telefonul, am răspuns la telefon și în timp ce vorbeam la telefon, ăla îi zicea lui Gagică ăsta: "Pune sumbă, trageți imediat, tu nu știu ce aici până la gât." Bă, săraca, era îmbrăcat într-un pulover, era până 2003, într-un pulover raș. Și se vedea, și se vedea, dar nu se vedea nimic, ești nebun. Bă, și ăla avea gâtul, și se vedea un pic. Mamă, ce diferență, el de altfel super caterinco, super mișto. Ce diferență între omul pe care îl știe așa și de fapt cum ar putea fi el. Și concluzia ta este că tu nu ești gelos. Nu, concluzia mea că este că ești extraordinar de mișto. Și că de ce să nu... Și că se simte mândru că te exact. Are lângă el. Îmi spunea Mulțumesc. Asta Duban, că și el are 50,
pe acolo, ceva. Și că și el acum mai la bătrânețe, adică după o anumită vârstă, când era tânăr, n-avea niciun fel de problemă cu geloziile. Dar zice, acum, bă, mă apuc așa. Mă uit că e îmbrăcat într-un fel sau că a pus o poză pe Facebook sau pe Instagram și întreb, aha, pentru cine ai pus tu poza aia? Și după aia își dă seama, tu trebuie să înțelegi, bun, adică tu trebuie să înțelegi că e mai zi, eu sunt ăla care zice, mai du-ți fă-te puțin. Da, că... el zice, dar tu în fustiță când te mai îmbraci și tu în fustiță? Da, frate, deci are picioare mișto, în fustiță are de aia, se îmbracă, are un film de la japonez în care arată foarte fain. Și se îmbracă, uite. Dar este foarte frumos și foarte interesant. Dar bun, se poartă așa cu blugi over. Baggy. Da. Am văzut, l-am văzut pe domnul Dani Oțil la Fierți pe Power Couple. Da, da, l-am văzut. Știu că a zis și de tine că te uitai și că ai și scris lui Spic la un moment dat sau o treabă de asta că ați vorbit. Păi sau... vorbim cu Spic, da? Și fără Power Couple și fără Fierți pe Power Couple. Da, 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 suntem prieteni. Și cu că el mai stătea seara cu voi și că fetele erau campioanele la băut, viteză și rezistență, și anume Gin și Rom, dar băieții mai slăbuți. Ei, Dani, stai puțin, exagerat un pic, nu văd, dar... În primul rând, zi tu, că o să zică lumea că zic, mă laud eu că nu știu ce, că zi tu despre mine. Păi s-a apucat de fumat după emisiunea asta. Nu mă, după. Nu asta trebuia să spui. Nu asta. Nu apă. Bă, cum e aia cu nu apă? Eu am avut-o la emisiune, cu operația să de... Să mor tu! Bă, scuzați, bă, da, atât de uimit am fost! Nu! Are niște copci netrase și a făcut operație de revirginare la 50 ceva, dar aia, bă, Tudor, nu te-ai uitat? Dă-mi, și tu te rog eu, dă-mi link. Nu i-am văzut copci! Bă! Vai! Dar dacă aș fi avut 100.000 de euro cât a pus doamna preț pe revirginitate, poate că, mă rog, da. Să da, treci la emisiune după aia, trecând peste virginări, copci, revirginări. Vorbeam despre această socializare dintre voi care se petrecea în afara orelor de filmare. Cu cine ați reușit voi să rezonați cel mai bine așa? Hăi, cu cei cu care am rămas până spre sfârșit. Na, cum era și firesc, na, rămânând mai mult timp în casă. Legătura a fost mai din ce în ce mai mare. Na. Noi am rămas prieteni cu ei. N-ai ieșit nimeni din grup? Îi numesc, adică să zic. Da. Diana și So, Emi și Mădă, Nathan Tici, Oana și Radu. Ok. Cu ei am rămas... Dar real e Diana și cu Sorin. Meritau să câștige, mai ales după toată treaba aia cu întorsul, cu... Mă rog, eu adică voi nu v-ați supărat, nu vi s-a părut ciudat când s-au întors? Nu, exact. Ce, nu, când s-au întors? Nu, nu, ba la da, ce? Stai puțin. Fuseseră eliminat, s-au întors? Când i-am votat să... Nu, stai puțin că să... Iar dă-mi voie, te rog, a fost, nu s-au întors ca așa au vrut ei și a venit producția și a întors pe ei. Exact. Ei au fost împreună cu noi până aproape, nu, până în ultima săptămână, de până în ultima, nu săptămână, până în ultima etapă, până în... Etapa 5-a. Exact. Ei nu acolo au plecat. Uh-huh. Ei s-au întors când s-au întors toți concurenții de care nu știam noi că se vor întoarce. Și am rămas cu toții surprinși și uite, s-au întors. După aia a venit Dani și ne-a zis, bă, fiți atenți, avem o treabă aici, deci mai e o chestie pe care voi nu o știți. Tudor, oamenii știu despre ce este vorba. Da, am trebuit să nominalizăm aia un cuplu care să reintre în casă. Dar acum te întreb eu pe tine. Tu ai fi votat pe cineva care era cât de cât, nu știu, relaxat, nu era obosit? Nu, mă, fresh înainte de orice. Da. Toți eram la fel de obosiți. Uh-huh. Bă, noi când am ieșit din camera aia după ce ne-a zis Dani, aveți jumătate de oră să vă decideți, eu n-a existat unul să nu zică s-o cu Diana, pentru că noi am empatizat, a fost o reacție empatică, a fost din prima, nu s-a gândit nimeni, n-am zis că aia așa să ne facem. Da. Adică, sunt aici, au ajuns și era și la fel de obosit ca noi. Și ești noi. Nebun? Deci exact. Ați gândit-o și așa, păi am sistemul este egalitate felurile. De șanse, ca și cum. Evident să nu vină unii obosiți, egalitate de neobosiți șanse. Să ne dea cu terenul în cap, da. Cum ar veni. Evident. Ok, și ei meritau să câștige, adică după voi. Da, nu știu dacă oricine... merita cineva să câștige. Eu cred că Diana Cuso a fost exemplul perfect, acela de te dă omul afară, să zicem, pe o ușă, da, intri pe geam, pe gaura chei. Nu știi niciodată cum... Soie mai liniștit așa, dar și pe Diana, dar pe amândoi de fapt, am cunoscut în emisia asta. Da, eu pe Diana așa o văd.
Bă, te-a dat afară, a intrat pe geam. Ia e exemplu. Și aici mă refer atunci, la faptul, iartă-mă, aici nu poți să-i zici unui om, băi, dar ce nesimțit ești că ești, poftim. Nu, exclus. Trebuie să-și atingă, asta e viața scopul, despre... Și mă refer la faptul că ei au fost nominalizați de 3 ori să iasă din casă, mă rog, l-au pierdut la proba cuplurilor ei de cele mai multe ori. De fapt, de fiecare dată. Ce va lipsi vouă ca să câștigați? Ce ne-a lipsit nouă? Da. Cred că la proba finală, dacă am fi stat mai bine pe condiția fizică și da, pe mușchi, cred că am fi ajuns. De-aia v-ați și apucat de sală după aia, că bă, dacă... Da, da, dacă face power couple-ul stars peste 5 ani, noi mergem la sală. Dar nu din cauza probei alea, ci din cauza că m-am frustrat, m-am frustrat la multe probe din cauza asta, că nu aveam condiție fizică. Băi, adică știa că poți să le fac la dacă... trei probe, adică de nu mai pot. Era să cad cu acolo, în fața operatorului. Uh-huh. Eram fix pe modul, bă, nu mai pot nici să mai merg. Nu, bă, nu e normal, pentru că nu era... Dacă ne-ar fi lăsat Lenea să mergem la sală înainte, că noi ne-am gândit, bă, să mergem și noi la sală înainte să plecăm în power. Că știam că în mare vor fi și probe de... Anduranță fizică. Exact. Da. Sportive și așa. Și ne-am gândit să mergem, doar că Lenea a fost mai mare de atât și am zis, lasă-mă că facem noi față, cât să alergăm, cât să... Cea mai hardcore în zona fizică mi s-a părut aia cu recipientele de apă și cu... Bă, da. Deci toată lumea, deci toți erau distruși, efectiv. Emi și Mădălina, cel puțin, erau de băgat la... Da, și noi, mă, morți, toți. Toți, și era și foarte cald afară. Pe lângă faptul că trebuia să depui foarte mult efort fizic, aia a fost căldură. Una dintre problemele foarte grele pentru toată lumea, inclusiv pentru echipa de producție. Adică aia și cred că semifinala, da, semifinala au fost unele dintre cele mai grele probe în Power Couple, pentru că toată lumea a stat de dimineața de vreme 5-4 până seara, noaptea la 8-9 și după aia au zis că a mai rămas toată lumea să și adune totul de acolo, că na, erai pe o altă insulă. Păi așa se explică și căciulele lui Dani, ca să nu facă insolație. Că toată lumea s-a arătat de căciulele lui Dani. Dani, de ce? Știam, că stau este bine. Evident, știm cu toții din totdeauna, master. Dani este master. Profesionistul. Nu exista un om mai potrivit pentru el în acest proiect, ca și prezentator, din punctul nostru de vedere. Chiar. Păi, eu l-am văzut pe Dani în emisiunea asta, un om empatic și credeam că nu e. Da. V-a dat și sfaturi la un moment dat, încerca să vă ajute cu niște guidelines, le-ai fi prins. Da, dacă le-ai fi prins, dar noi în momentele alea nu, crede-mă, nu gândeai corect. Nu gândeai. Ok, pe voi Ilinca cum v-a perceput în perioada asta a difuzării? Că mă gândesc că s-a uitat și ea cumva și a văzut și a semnalat, copiii n-au filtru în general și mă gândesc că semnalizează așa niște chestii la prima mână pe care le reperează. Uite, pot să zic ultimul exemplu la finală, când a zis, când noi am renunțat, am lăsat gențile jos și Ilinca a zis, mami și cu tati au fost mai slăbuți aici, nu au fost prea buni. Foarte sincer. Zic, da, mi-am rezistat 78 de minute, nu ne venea să credem că noi doi, adică știindu-ne cum suntem noi doi și fără prea multă forță în mâini, mai ales că de la proba de dinainte, din semifinală, pe care am câștigat-o, da, mulțumim. Hai că zici că vorbeam, am adunat să vorbim. Mă laud un pic aici. Aveam foarte mare febră musculară. Eu aveam și la degete inclusiv, adică a fost foarte greu și toți aveam, nu numai noi. Dar treci odată peste febra musculară. Doar că noi nu ne imaginam în condițiile astea că putem sta 78 de minute așa cu greutățile. Noi am fost foarte convinși după ce am terminat, bine a venit imediat doctorița să ne dea cu toate medicamentele, că să nu murim, să nu răcim, dar am fost foarte convinși că bă, mai mult de 20 de minute, că cine dracu s-a uitat pe countere. Da. Nu, nici nu îți puneai problema așa, era mult în capul tău dacă ai fi stat 20 de minute. Dar atunci ceva ce demontează, poate și competitivitatea, mă gândesc și faptul că... Da, adrenalina. Da, adrenalina. După aia pici cu totul. Plus că, da, pe lângă faptul că erau foarte grele gențile alea, să nu vă imaginați că anotimpurile au fost ușoare. A fost ceva rău. Azotul ăla cel puțin și ploaia aia. Vai, din nou, eu am crezut că emisiile astea sunt și mai călmuțe așa pe modul în care le dăm ploaie, le dăm așa, le dăm mai căluie. Ce vorbești, mă, băiatul? Ploaia era, ploaia aia îngrozitoare de toamnă, octombrie. De la urât. Jetul ăla de azot, de bă, mie îmi place jetul de azot la concerte.
Da, da, nu în capul meu. Și nu a... cred că era... Ne îngheța părul, efectiv. Nu există. Cât era bujetul de azot, o de aram deasupra... Da, voi dacă știați la ce vă înhămați, ați mai fi făcut-o? Cred că da. Da, nu există varianta să renunțăm. Cred că mulți au refuzat să meargă la primul sezon din Power Couple. Că nu știau în ce constă. În ideea de a-l vedea posta, bă, stai să vedem dacă ne băgăm la următorul. Și am înțeles că e coadă la sezon. La tot show, la tot show, da. Eu m-aș fi ofticat dacă nu eram acolo. Dar de ce v-ați dus, mă? Basically, de ce v-ați dus? Adică a sunat telefonul, bun, a sunat un telefon, la un moment dat, într-o zi, pe tine sau pe tine? Pe cine? Pot să zic eu, long story short, l-a sunat pe Tudor, cineva de la emisie și a zis în linii mari, mă rog, i-a povestit despre ce e vorba. Ajung acasă, Tudor îmi spune, m-au sunat de la Insula Iubirii să participăm, ne-am zis că nu. A, mi-a zis povestea asta când s-a lansat Power Couple, da, așa. Eu am fost foarte prost, îți dai seama cum am înțeles. Și zic, stai liniștită, stai liniștită, că ne-am zis că nu, nu mergem noi, nu, nu suntem de Insula Iubirii, cum zic, băi, totuși, Insula Iubirii, că nu se face cu persoane publică, publice pe da. Emisia asta, nu se face, deci nu. După câteva zile sună telefonul din nou și doamna care l-a sunat... Tu ai refuzat atunci? Da. Da, ești nebun, cum să mergi mă la Insula Iubirii, adică eu am treabă, am concert, am turnee. Am promo piesă. Noi, și noi, adică nu m-aș duce eu. Mie îmi place să mă uit la emisiunea aia. Sunt acasă, ești nebun, popcorn. Și eu sunt fiert. S-a filmat acum, s-a întors din Thailand. S-a filmat și că asta nouă e Dumnezeu pe pământ. Abia aștept. Am și eu un spoiler. Ne-a zis nouă, ne-au zis niște postărele. Mamă, nu pot să zic. Păi da, să ne zici după aia, că să poate știm același lucru. Aia cu... Vorbim după aia. Aia e, nu? Da, mă rog. Da. Și a doua oară când a sunat, i s-a explicat mai bine și tu a zis, mă, stai puțin, că e vorba despre alt format. Băi, nu știați formatul, adică nu-l văzuserăți afară. Nu știam. Ok. Și a zis, hai să mergem la un casting, să vedem despre ce e vorba, înțelegem mai bine. La întâlnire. Tu a zis, bă, da, ești sigură că vrei așa cu de-asta? Eu nu știu dacă... Deci tu ai vrut, tu ai tras de el să mergeți. Da, okay. Deși el era persoana publică. Da, pe el uh-huh. L-au sunat normal. Și când ajungem la casting, ni s-a explicat de la A la Z cam cum va fi treaba și așa. Tudor, se uita prin ei. Deci așa, da. Și ce? Eu nu prea înțelegeam. Și după ce am plecat de acolo, mașina zice, nu ne băgăm, nu? Zic, cum nu? Nu ți se pare interesant? Ce? Cum sunt de aici? Eu nu sunt sportiv. Eu nu pot să fac de asta. Adică, să fiu eu filmat non-stop, eu cum mă duc la băiță? Eu cum nu știu ce, știi? Asta era problema lui. Ok. Și după aceea, timp de câteva luni, m-am rugat de... O să-ți iau gură din cafea. Timp de câteva luni? Da. Vreo 4. Ai luat și pisica cu tine. Vai de mine și de mine. Da, pentru că tot nu știu că am să spun, măi, Tudor, stai, uite, hai, ei ne-au spus, producătorii ne-au spus, fiți atenți, puteți să vă uitați în alte țări, să vedeți cam în mare cam despre ce va fi vorba, nu vor și probele alea, dar în zona asta. Au trimis link-ul. Nu o să muriți în direct, asta e clar. Cam așa o să arate, că na, și ne-au dat din Israel, din... Exact. N-au voie să s-abată foarte mult, că e format. Evident, dar e format. Și Tudor, dar eu cum să mă dau? Dacă vomit acolo, dacă să vomit eu? Vedeam pe aia niște probe cu mașina, că cum? Mă și vedea pe mine. Da. Aia cu și... popcorn-ul, că... Da, groaznic. Ne-am enervat toți groaznic, cu aia. Da. Bă, nimeni n-a auzit nimic. Da. Am fost cei mai proști, am fost singurii din lumea asta care au pierdut o probă, toți. Da, am văzut. Hai. Și ca să închei povestea, că acum, eu nu-mi place să las lucrurile neterminate. Am reușit să-l conving și a mers. Și de ce am mers? Uh-huh. Pentru că, eu vorbesc din punctul meu de vedere acum, tot timpul... Și în... de ce am mers el? Eu vorbesc pentru din punctul meu de vedere. Pentru că să-mi facă mie pe placa asta, de la sine înțeles. Uh-huh. Dar eu mi-am dorit totdeauna să merg în... să fac cumva lucruri de genul ăsta, măcar o dată în viață, să văd dacă pot să le fac. Uh-huh. Mereu a fost o mică flăcărică, dacă vrei așa, în sufletul meu. Acest spirit, aventurier. Da, un pic să văd. Adică mi-am dorit, dar nu am fost pus într-o situație de asta. Schumacherul ăla, dacă e acolo, s-ar băga la sar din avion, dar trebuie să mă convingi puțin. Adică, da, ei place ideea. Basic-ul, da. Basic-ul, da. Două chestii s-au întâmplat la Power Couple pe care chiar vreau neapărat să le stabilim dacă s-au întâmplat sau se vor întâmpla. Unu. Ana, într-un moment de disperare a promis faptul că se va fi lăsat de shopping și vreau să vă întreb dacă s-a întâmplat asta sau dacă s-a diminuat fenomenul ca intensitate. S-a dus dracu. Cum adică?
Haide, zi tu. Asta, bă, gata. Ce să păi, mai explic? O să zică lumea că nu sunt un om de cuvânt. Te rog, o să zică omul ăsta că răspund cu da și nu. Da, exact. Te rog, și cu s-a dus dracu. S-a dus dracu. Bă, nu. Nu Ana s-a dus dracu. Nu. Ideea. Păi ideea că nu mai cumpăr. Dar zi, explică puțin. Mă, ia atunci ca să mă facă să stau eu să nasc. Să te monteze. Frumos, să mă monteze. Ai rezistat eroic atunci. Și mie mi s-a părut. Așa asta, rău? Și nu m-aș fi gândit. Bă, așa rău e? Foarte. Cea mai rea experiență din viața ta la nivel vezi de durere? Vezi că după aia, înainte de a se lanza, la prelansarea emisiunii, a fost un party cu toată lumea. Știu. Și acolo pe stângă era un aparat fix la fel. S-a dus Robert Tudor. Și m-am dus și eu, când a venit și nu era nimeni. Și m-am dus și eu, hai să văd cât mai pot să stau. Ce vorbești, bă, la prima? La prima eram, închide-mă ăla! Adică la prima, nu la nouă. Păi și acolo ce te-a ținut așa tare, Tudor? Bani. Nu știa cât sunt, că au fost foarte puțin. Am investit puțin. Bă, chiar. Dar eu aș fi investit un euro dacă nu știam. Ne certăm după aia. Cred că intri în competiție. Intri în competiție. Tu i-ai avut înaintea ta pe cine? Pe So și pe Cristi? Da, care au făcut. Păi sta, mă, So. Nu, dar eu n-am, eu nu mă compar. Și atunci eu nu am cum, nu stau să compar. Dar sunt așa, bă, eram eu, So și Cristi. Bă, ăștia doi au făcut-o, mă, fac de rahat. Trebuie să fac. Eu de ei, în primul rând. Bine că n-ai fost cu Nata Anticu. Care a venit Dani și a făcut, băi, Nata Anticu, deci n-a, care și-a băgat și și-a zbipuit și-a scos. Băi, aia a rămas vorbă. Aia a rămas vorbă. Poți să... Da, zi-o. Bă, cum a zis? Să-mi bag... Nu mai văd, nu, altceva, că zic că rămăsese și ca un disc. Foarte bun, foarte bun, dar foarte funny. Da? Noi nu știam ce fac ceilalți la probe, da, acolo în casă. Pentru noi a fost o mare surpriză să-i vedem pe toți cum au reacționat. Știi că nu, ne povesteam între noi, dar nu știam exact ce și cum. Și deci tu ca o concluzie ai reajuns la shoppingul cel de toate zilele. Stai să terminăm ideea. S-a schimbat cu 10% măcar intensitatea cu care s-a schimbat, dar stai puțin. Da, în plus. În emisiune. Zici că e miliardară. Stai-mă puțin, lasă-mă puțin să termin. Adună-te, Ana, adună-te. Că iar mă uit la difuzarea asta și mă apucă nervii. Iar mă exorcizez aici. Ies, dragii. Da, nu, voiam să zic că a mai fost o probă după aceea în care eu am făcut niște promisiuni. V-am spus, în show-ul ăsta eu n-am gândit prea mult. S-a și văzut. A fost aceea cu banda, când eu trebuia să alerg pe o bandă hainele, și da, cu hainele lui Tudor. Și am întrebat dacă fac proba asta, se prescrie ce am spus. Și el mi-a zis da. Da, am să fiu băiat atunci. Ideea este că și eu am pierdut proba. Vulnerabil. Da, da, foarte vulnerabil, da. Fața ei, dar în fața ei mi-a mai trecut. Cu vulnerabilitatea sunt mai vulnerabil în fața fetii. Da, asta da. Da, și am pierdut proba aia și mi-a zis, bine, nasă, uite, chiar dacă ai pierdut, o să știi că se prescrie. Stai liniștită, nu este nicio problemă. Atunci el a investit foarte mulți bani. Zisesem eu atunci când am investit foarte mulți bani în tine și ai pierdut proba pentru că eu am avut încredere în tine. Da. Și am zis, tot eu am lăsat de la mine, lasă, da, bine, se prescrie. Și a doua zi, Tudor, de-aia, și a doua zi, de-aia am ajuns noi după 19 ani în această ipostază. Băi, Ano, și a doua zi m-au luat. Că ești înțelegător, Tudor, și că ești un iubitor și că ești un om de 1000 de puncte. Da. Dar uite, vezi că și Tudor, după proba cu parcatul mașinii și cu nelovitul băbuței, da, domnul Tudor a promis bunicuței, da, că l-au nervii bătane cu băbuța, că își va fi luat permisul de conducere. Sau da, că măcar va aplica pentru școala de șoferi. S-a întâmplat sau nu? Am fost odată la poliție, la voluntari, că acolo trebuie să-mi iau în prima oră, acolo, na. Râde de mine. Da, n-am sfârșit. Am fost la poliție, la voluntari, să-mi ridic cazierul. Da. Și mi-a zis omul că e închis de la 1 la... Era închis în ziua aia. Și mi-a zis că mai vin eu.
Și nu m-am mai dus. Ai zis că e semn ăsta. Băi, nu trebuie. Am vrut, dar nu. Dar știi că mereu îmi zice, băi, e un semn. Eu nu cred că trebuie să-mi iau permisul. Zic, dar de ce, Tudor? Păi mă enervez mai tare decât tine la volan, eu fiind copilot. Deci eu, la un moment dat îmi spunea în trafic, deci nu s-a întâmplat toată de mai multe ori, zice, a, lovește-mă că noi avem casco. Uite ce ți-a făcut, ți-a tăiat calea. Și eu zic, băi, Tudor, ești bine? Asta zic, zice, că nu sunt. Nu știu dacă. Nu sunt cel mai bine. Dar asta se întâmpla cu 20 de ani. După un minut zice, Doamne, 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 eu nu trebuie să-mi iau carnetul, eu nu trebuie să-mi iau carnetul. Deci, da, ăsta ar fi singurul. Dar vezi că măcar nu sunt retard. Adică asta, na, Doamne, am înțeles că nu trebuie să-mi iau carnetul, da, că am zis ceva rău, că am gândit rău. Da. Scuzați-mă cu urât. Dar totuși nu plănuiești să ți-l iei, adică nu-l vezi venind. Ba da, mă, eu vreau, îți jur. Îți dau frumos. Nu, că nu e suficient să-l vrei. Nu faci ce... Să moară familia. Dar nu faci ceva și în sensul ăla? Nu, mă, nu știu ce dracu. Nu știi ce să facă. Bă, dă-l, mă, tu să-și ia cazierul la poliție, la voluntari. De, mai este un inconvenient. Oricum eu după aia, deci după ce mi-au cazierul de la poliție, că mi-a zis mie instructorul, că dacă și zice și vrei să rămâi așa, să dai la voluntariu și zic, păi dacă aici stau, unde dracu să dau la altă patru la Ploiești? Zice, da, da, te pot programa după aia peste 2, 3, 4 luni. Zic, mamă, zice, nu mai bine te muți în București, dacă există cineva, să mai ia în gazdă. O vizită flotant. Flotant. Da. Două săptămâni cât dau de permis. Dar unde atâta grabă dacă te programează după 2-3 luni? Oricum nu ne grăbim nicăieri. Oricum e ca și cum până acum ai avut permisii, ți se pare dubios că până n-am. Mie mi s-a pus pata cu vreo 2 ani într-o vară. Mie mi s-a pus pata cu vreo 2 ani într-o vară, rău de tot, pe ideea de a m-a permis. Am și venit acasă, mi-a zis, bă, deci gata. Mi s-a pus și s-a luat pata. De ce ai renunțat iarăși? Și pentru că a zis Ana tot, cred că tot în seara aia sau în altă seară, a zis, uite, mă, vezi? Dacă aveai permis, mergeai până la Lidl și... A zis, da! Aleluia! Aha. Deci tu deci de-aia vrei să-mi iau permis, să mă duc la Lidl. Ai greșit-o! Ai greșit-o! Dar pentru tine nu e stresant să ții task-urile astea pe care ar mai putea să le facă și un bărbat, ai adică numai real. Ai deschis cutia Pandorei. Asta, atâta vreau să zic. Ai deschis cutia Pandorei. Dă tot rău afară din nu tine. Că dacă ești draci acum, se oripilează oamenii. Chiar am avut o discuție pe tema asta când ieri. Eu că nu mănânc, nu sunt eu. Am avut o discuție pe tema asta acum câteva zile și am zis, măi, Tudore, dar haide, te rog eu din sufletul meu, haide să facem o listă cu lucruri pe care trebuie să le fac eu în casă, cu lucruri pe care trebuie să le faci tu în casă. Pentru că, așa cum am spus și atunci când m-am exorcizat la Power Couple, el își face foarte bine treaba lui, Fly Project și lucrurile pe care le are el de făcut. Foarte bine, nu am nimic ce să-i reproșez. Mă, când ai spus tu, măi, Tudore... Când ai început tu vreodată de 19 ani, în viața vieților, că vine să dau acum cu telefonul ăsta, când vreodată în viața vieților tale, tu ai venit la mine, în fața mea și ai zis, măi, Tudor. Păi nu, dar n-am zis că am zis cu vocea falsă, asta. E o falsă, să nu m-ai invitat. Am stat cu șarpele în casă 20 de ani de zile, uite ce-mi face. Da. Știi că mi-am pierdut ideea, nu mai știu ce am vrut să zic. Așa, nu era nimic. Ce faci în casă? Pros and cons. Adică, mă rog, ce activitățile tot pe care tu le faci în casă, bine. Asta. Așa, și am zis. Bine? Aici putem să spunem. Zice ce e și nu duce gunoiul, că dacă îl lași cu gunoiul, îl găsești seara cu gunoiul. Nu e, frate, că la asta cu gunoiul. Nu e adevărată nici asta. Stai tu puțin. La asta cu gunoiul a fost, deci spune-mă că eu știu, universul ține cu mine, mă, ești nebun. E fratele meu. Deci că mie cât de mult îmi place să duc eu gunoiul. Am aflat cine e fratele burtieră. Dați click aici. Băi, nu fii atent, universul e fratele meu. Băi, ești când ne-am mutat, când am găsit că i-a găsit apartamentul. A zis, Ana, gata, hai să venem. Stai așa. A venit, hai să mergem să vizităm apartamentul. Băi, și după, înainte de orice, când am văzut, nu trebuia să duc jos atâtea etaje gunoi. Primul lucru pe care l-am văzut a fost că în fața ușii este gunoi. E burlanul ăla. Da. Voi stați cu chirie sau e cumpărat apartament? Nu. Slavă Domnului, a ajutat bunul Dumnezeu. Ai vorbit ca o miliardară. Nu. Zic, ne-a ajutat bunul Dumnezeu și avem și noi un apartament al nostru cu numele nostru pe el. Adică, okay. Nu, că e cu numele tău. Da, nu cu numele meu, pe ei, da. De ce nu e pe numele meu? Și pe al meu, adică... Da. Dar voi vreți să vă mutați la divorțați, da. Ok, e în plan, adică v-ați cumpărat pământ, vreți să... Da.
Avem tot ce ne trebuie, ne lipsesc aprobările. Da. Acum suntem în curs de... Dacă cineva știe pe cineva la primăria voluntari, să ai... Un băiat, că tot ăla cu câinele, sau poate să nu fie tot același. Da, în zona aia, dacă se poate să avem un băiat. Da, ok, deci da, când ați vrea să... Adică luați aprobările și după aia demarați. Da, noi vrem să construim, noi ne gândeam chiar anul ăsta să, să începem construcția, dar în funcție de cum vom primi aprobările, că na, bine, hai ținem aici. În primă, când am luat terenul, l-am luat în ideea de a face casă. E un teren destui. Așa, destui, destui. Da, nu-ți imagina hectare. Nu, nu-ți imagina 10.000, nu-ți imagina. 2.500. Bă, ești nebun! E enorm! Bă, e enorm! Bă, să faci două biserici! Stai că l-am luat promoție, băi. De-aia... A, ok. Ok, am înțeles, da. Da, mă, puțin, că ziceam ceva omului. Și... Trac, iar am uitat ce vă zic. Așa, da, și păi și voi ce vreți să vă faceți acolo? Că parterul poți vă însardă. În prima fază am vrut să facem case, de fapta noastră, păi dacă erau două, pentru noi, una pentru noi, una pentru fratele Anei. Uh-huh. Da, ne-am sucit, s-au sucit treburile și acum Ana a zis, băi, dacă facem noi un business și de fapt ea să facă un business. Și atunci... Ce business? Să fac un business pe... Vreau să fac... Sunt puțin, cum să zic, nebună, superstițioasă. Și nu vrei să zici nu, înainte? Nu, nu aș vrea să zic înainte, dar știi de ce? Mm. Eu nu sunt superstițioasă de felul meu. Dar de când dar am zis... Dar sunt puțin superstițioasă! Nu, nu, nu! Dar de când am zis, pe puțin, nu, de felul meu nu sunt... Te-mă puțin, lasă-mă puțin să-mi termin ideea. De felul meu nu sunt superstițioasă, dar am observat că de câte ori spun ceva nu, înainte de a face, nu, nu se mai concretizează, știi? Okay. Și atunci am zis, stai puțin să văd dacă se face și după, dacă mai, uite, ne mai inviți o dată. Da. Mai avem păi motiv la să voi acasă când s-a întâmplat. Și asta, da. Dacă proiect, cum ar trebui să fie? Parter plus mansardă sau plus două etaje, cum vrei? Nu există așa ce, dacă e după mine, dacă, bă, dacă ar fi după mine, da, casa mea, din casa visurilor mele, este o undeva casă... Undeva în depozita, nu? Cum sunt? Nu, frate, nu, nu. Este o casă care are doar parter și dacă s-ar putea... Să n-aibă să mult aibă, de urcat de-aia, mă, știi? Puțin, știți casele alea în stil antic roman? Da. Care pe din afară... Erau toate. Uh-huh. Formau un pătrat sau un dreptunghi, depinde câți bani avea băiatul. Pe din afară nu era mai nimic, doar pe dinăuntru cu curte interioară frumos, toate camerele jos pe un singur nivel. Da, doamne, da, da, ce mi-ar plăcea. Frumos. Și mie. Ok. Adică de astea cu 13.000 de etaje. Am stabilit ce? Că n-ai de ce. Și la încălzire și la curățenie e complicat. Da. Bun. M-am gândit la asta. M-am gândit de ce nu știu câta cameră, pentru cine, pentru ce? Deci anul ăsta ar trebui să o faceți, au venit și banii de la Power Cup, cum aș știi. Dar fii atent că aveam n-am câștigat, puțin, n-am câștigat Power Cup. Hai că ați negociat contractul ăla acolo, că nu plecai degeaba de acasă doar pentru experiență. Pentru aventură, da, bă, da, cum? Toată lumea. Da, mă, cum, logi. Deci n-am fost plătiți deloc, deci vreau să vă zic. Bun, eu aveam o întrebare, uite aici pe hârtie aveam o întrebare. Da, uitase. Nu, eu chiar întreb asta aproape toți invitații pe care i-am aici. Dacă a făcut Tudor milionul din Fly Project euro. Întrebare de baraj. Nu, nu m-am gândit niciodată la asta. Nu i-a numărat. Nu, nu, nu. Și știi, știi de ce te întreb? Că tu ai, văd aici, dublu disc de platină pentru Toca Toca, 25 de miliarde de vizualizări și utilizări în 2023. Mi-a dat doamna PR ca să ne înțelegem. Deci eu nu bag eu de la mine, da? Ok, deci nu bag de la mine. Copacabana a ieșit în topul celor mai virale piese pe 2023 și după mulți ani în care ai făcut doar muzică străineză, ai făcut și tu piesă în română. Doamne ajută, e mi-era bine. Mi-era dor de una. Serios, da. Mi-era dor de una. Plus că e și nouă. Ce trebuie. Da, cu domnișoara aia cu care e un pic mai mică. La mulți ani, Bianca. Da, și maică sta e cu un an mai mică decât tine, dar nu mai zic. Dar cum mare, adică? Tu câți ani mai mare, eu am 26. Mulți înainte, doamne. Da, eu chiar sper să-l pensionez pe Jimmy Kimmel. Adică eu chiar trag acolo, nu știu cum să vă zic, eu chiar am gânduri serioase. Ah, ok, ești da. Bine, ești da, bine. Da, ești ce trebuie. Momentan. Ai început de când trebuia. Mulțumesc. Era mai bine. Uite, și el a început la... Bine, și la mine se putea mai bine. La 4 ani. Erai de vârsta mea când ai bubuit-o. Da, da, aș, dacă m-ar fi dus mintea mai devreme. Așa zicem toți. Da, da, real, da. Ai făcut? Ai depășit milionul? Nu o să vorbesc niciodată despre bani cu nimeni, pentru că eu nu vorbesc despre bani nici cu maică mea. Nici cu cei nici mai cu buni mine. Prieteni ai noștri. Nici cu Ana.
cu Ana nu vorbim în general despre bani. Despre nimic. Cu Ana nu vorbesc. Cu Ana nu vorbesc în general. Nu, mie mi se pare că noi suntem acili și aia să muncim fiecare ce știm mai bine și să câștigăm cât merităm din ce muncim. N-am numărat și nici nu voi număra vreodată bani pentru că, banii din cont, pentru că nu pentru aia trăiesc. Pentru sunt că oricum se duc pe coletele Anei. Sunt foarte importanți banii. Evident că sunt foarte importanți banii pentru toată lumea, pentru toți oamenii după pământul, pentru toți oamenii să după pământ. Să moară. Dar să stai să numeri bani, mi se pare că... pierzi timp. De ce o relaxare acolo? E bine că e o relaxare. Țiriac zicea că în momentul în care te duci la restaurant și nu te, adică te uiți doar la produs, nu te mai uiți și în partea ailaltă. Hai să-ți explic eu cum văd eu bogăția. Uh-huh. Eu nu o să-mi doresc niciodată mai mult pentru noi. Bine, dacă vine e binevenit, dar nu îmi doresc și nu o să-mi doresc niciodată mai mult pentru noi decât să fim fericiți în orice facem. Vrem să mergem acum într-o vacanță în nu știu unde, pentru că ne-au propus niște prieteni sau pentru că așa vrem noi. Putem să o facem. Să putem să o facem. Vrem să mergem astăzi să mâncăm sushi. Să putem să facem chestia asta. Să nu trească să ne gândim niciodată băi, mai închide puțin lumina aia că vine curentul. Adică asta e la mine, în capul meu, asta e bogăția. Să fie relaxarea aia, știi? Nu mă interesează cu ce se observă. Nu mă interesează cu... Scrie întors Mason Margiela, dar știm toți că... Băi, dar tu înțelegi, explică-i tu, mă! Serios acum, jur, pe cuvântul meu de onoare. Bile ei? Da, el nu, stai puțin, el nu cunoaște brandurile, știu că poate pare... Nu am nici cea mai vagă idee. Nu pune preț pe haine, deloc. Noi avem discuții acasă, de când este el Fly Project, avem discuții, am zis, mă, tu trebuie să te îmbraci frumos că... ești o persoană publică, oamenii te văd, se uită la cum ești îmbrăcat, ești un model, cum ești, da. Exact, se iau după tine. Tu trebuie să, da, nu mă interesează, eu trebuie să mă simt bine. Dacă l-ai îmbrăcat așa mă simt bine. Și la dacă culcare mă și mă pe scenă, în pantaloni scurți și într-un tricou și pe scenă și la televizor și pe stradă și acasă, eu ești nebun, sunt cel mai fericit. Nu pantaloni, nu tricou. Hanorac, mie îmi plac hanorac. Și mie îmi plac. Deci dacă îmi dai hanorac și la observator, mă duc, ok, n-am nicio problemă. Da. El încurcă designerii între ei, numele, n-are, nu, nici chiar este paralel. Deci, nu știe. Ca să ne înțelegem cum funcționează de fapt. Doamna Ana, când își comandă pentru dumneavoastră, pe mine trebuie să face schema. Deci fii atent, da. A venit hanoracul tău. Băi. Sachi. Pe mine trebuia să mă întreb dacă a făcut milion. Milionul pagubă. Pe ea trebuia să o întreb dacă s-a cheltuit milionul. S-a cheltuit Ana milionul? S-a cheltuit milionul doar pe haine? Eu nu vreau să vorbesc despre bani. Dar despre haine, în schimb? Băi, despre haine, eu da. Cred, revenind și cred că concluzionând, eu cred că un om care vorbește doar bă și vorbesc din perspectiva omului care nu că a fost sărăcie. Nu am avut cu lunile ce mânca. Stăteam la Brașov seara și lucram la radio. Nu stăteam și nu făceam ceva. Nu stăteam să nu fac nimic. Munceam de dimineața de la 4:30 până seara la 10. Și cu toate astea, luni întregi, ani de zile, bă, stăteam seara și plângeam singur în oglindă că nu aveam ce mânca. Aha. Am găsit în frigider la un moment dat, am găsit un colț de pâine de ăsta, zic cum îi spune, bogul. Tare. Tare, așa. Bă, și n-aveam ce pune pe el. Și m-am uitat în frigider, îți dai seama că ăla era și închis. Și închis. Era scos din priză. Da, era ceva acolo, era un borcan de la maică mea. Și era borcan cu cremă de gălbenele. Făcută de maica mea ce de la ai. Tu ai mâncat cremă de gălbenele? Da, făcută de maica mea de la ai. Vezi că era în erarea, că am pus cu sare frumos. Ce ai, mă? De foame. Ascultă-l pe fratele tău. Voi să spun doar că a alunecat foarte bine asta era. Băi, deci cremă de gălbenele? Eu de ce nu știu? Sare aveam. Eu nu știu asta. Nu. A simțit să spună la mine, acu ești geloasă sau ce, că n-am înțeles. N-am înțeles, de la cine am luat? Deci nu o spun din perspectiva omului miliardarului. O spun din perspectiva omului care a trecut până foarte multe. Și a progresat. Păi da,
Cred. Sper. E un progres. E un progres. Da. Cum adică mă crezi? Sper. Eu ai succes să... internațional, despre ce vorbim? El nu știe să se laude. Și acum și piesă în română, cu Bianca Tiliș, ca să știi să căutați pe Soarele pe strada mea. Uite mă, două muri de astea erau, astea ca astea albe. Acum l-am văzut. N-aveți ce vă ziceam, așa, da, ce vă ziceam, da. Țara arde, Tudor se piaptă. Ce ai mai observat prin studio? Ce mai e nou? Mie-mi place aici, e foarte cozy. Eu am rămas la faza aia cu te-ai apucat de fumat după emisiune. Nu, da. E mult spus, deci m-am apucat de fumat. Nu, în timpul emisiunii, pentru că toți făceau asta. Măi, Tudore, dar chiar... Știi că se uită mama. Și asta... Okay. Și asta, da. Dar nu, eu 38 de ani nu am fumat, nu mi-au plăcut țigările, da. Am fost tot timpul într-un anturaj în care toată lumea a fumat, dar eu nu am simțit nevoia să fac acest lucru. Și acum s-a drăgostit, a simțit, așa face, că, în emisiune, eu cred că atunci când îți cumperi țigări, mergea și faci așa. Nu, cine ți-a dat prima țigară acolo? Cine a fost ispita? Nu știu dacă mi-a dat cine, am cerut eu. A fost după prima eliminare din casă, când au plecat atunci Rebel cu Elena, pentru că nu știu, cred că ați văzut cum s-a desfășurat acel vot. Eu o plăceam foarte tare pe Elena, cu ea am avut cea mai mare chimie la început, după care Tudor a avut alt chimie cu Sof. Mă rog, a fost o extorsiune a unui decanjament, nu știu ce. Și am votat și mi-a părut... fumat. Nu, am văzut pe toți la masă că fumau și am simțit nevoia să cer și o țigară. Ce era? Toată lumea fumea și bea, nici n-aveți să faci altceva. Și... adică, bă, s-a băut tirul. No, hai că nu zic și o idee. Așa, bun. Scuze. Și s-a cerut prima țigară, un Slim. Da. Și de acolo am mai fumat încă câteva țigări. Și acasă i-a luat pachet? Pe principiu mi-a dat pachet. Nu. Acasă mi-am luat un pachet, după aia mi-am luat un, dar fumez tas puțin. Deci nu sunt fumătoare din aia înrăită. Fumez două țigări, să zic, la câteva zile. Și când socializez, Tudor, nu înțeleg de ce faci asta, când socializez, când ieșim la un suc undeva în oraș cu prietenii, mai fumez așa cu o țigară de două. Nu pot să zic că sunt fumătoare. Nu pot să zic că sunt fumătoare, îl dăm voie să iau vorba din gură, nu pot să zic că sunt fumătoare, dar săptămâna trecută mi-a luat dintr-un duty free un cartuș. Stai mă puțin, nu mi-am luat niciun cartuș, a vrut un cartuș. Am vrut să iau un pachet. Era o cârciumă lângă duty free, puteai să ții un pachet de țigări de acolo. Nu, aveau acolo așa ceva. Băi, și spune fumătorul. Nu sunt fumătoare, la socializare mai fumesc câte o țigară de 2-3, gata. Gata, nu fumează. Am închis-o și pe asta. Chiar, bun. Zi adevărul, trebuie frumos. Așa. Bun. Asta este ultima întrebare pentru că așa mi-a șoptire. Că ăștia vorbesc mult. După aia, nu, adevărat, după aia vine Bordea la alte emisiuni și n-a trebuit să faci niște frunze. La promotor, la podcast. Să vă uitați și la ei că sunt băieți buni. Și Bordea. Așa, bun. Ultima întrebare este cum facem să nu moară pasiunea? Voi pare că sunteți cei mai buni prieteni, practic. Da, cum facem să... Cred că asta e, să nu fim doar cei mai buni prieteni și să mai dăm și în intimitățile de soț și soție cum ar veni, că toată lumea înțelege la ce mă refer și ne Dar cei mai buni prieteni nu se și uită la aceleași filme? Da, nu neapărat. De ce? Ne uităm la aceleași documentare, e suficient. Păi da, eu mă referam la altceva. Cum facem să nu moară? Păi tocmai ce spuneam la începutul acestui interviu... Să nu rămânem doar cei mai buni prieteni. Asta zic. Tocmai ce spuneam la începutul acestui interviu, că... am început să ne luăm mai des pauze pentru noi doi. Înțelegi ce zic? Da. Tudor a fost singurul om angrenat într-o căsătorie care și-a luat friendzone de la soție. Ceva. Ce-a făcut? Singurul om angrenat într-o căsătorie care și-a luat friendzone de la soție. Adică ar putea să... Zi, Tudor, tu acum. Da. Da, ce? Da, are dreptate. Are dreptate. După 19 ani nu stai răspunsul corect. Ascultați-l pe fratele vostru. Deci, zici sau nu zici? Vă las pauzele pentru voi. Asta e. Da, ne luăm pauze pentru noi și încercăm să petrecem mai mult timp noi doi. Adică când este copilul în preajmă, nu prea... Poate, da. E mai dificil. Păi bine, pentru oamenii care au copii... Știu despre ce vorbim. Nici nu trebuie să explicăm. Adică, bă, toți prietenii, când ai copil, o să vezi. Și înainte de a avea copil și eu o gândeam diferit, total diferit. Bă, când toți prietenii de pe lângă tine au copii și când îi zici unuia, bă, deci vineri, merge Ilinca la bunica sa. Băi, vine, Doamne ajută să întâmplă! Bă, și ce crezi, dormim? Liniștiți, mă, mult! Logic.
Da, ne revenim. Și ce crezi? Înțeleg asta. Doar oamenii cu copii vor înțelege. Da. Și comunicare, oameni buni, comunicarea, asta este cheia succesului în orice relație. Ce ne place, ce ne, nu ne place, exact. Ce ne convine și ce nu ne convine și ne-am dorit mai mult. Bun, pentru că trebuia să avem și o lecție. A doua chestie pe care trebuie să o enunț este să căutați noua piesă a lui Tudor. Și a treia chestie, să vă uitați la Power Couple în reloare pe Antena Play, ca să mai vedeți o dată pe oamenii ăștia și la emisiunea noastră. Da, mă, trebuie să downloadăm și noi emisiunea asta. Pentru fată, când ajungem la 80 de ani, da. Să vedem, uite ce, de unde uite, am sărit uite eu. Uite unde ne-am urcat, uite. Uite, te-ai apucat de fumat. Da. Gata, hai că iar ne ducem. Să trăiți, am fost Sabin Tudor, ei au fost Ana și Tudor. Să aveți o viață Ana extraordinară. Maria. Vă pupăm și vă iubim. Păi n-ai cum. Pa. Pa. Mulțumim. Băi băiat.